Iată titlurile acestei ediții. Două coliziuni violente s-au produs în centrul țării. Trei persoane, inclusiv un copil de 12 ani, au ajuns la spital. A rămas fără o mână și riscă dosar penal. Un bărbat a încercat să fure piese dintr-un transformator de electricitate, dar a fost electrocutat. S-au întors anii 90 la Orhei. Oamenii legii au deconspirat activitatea unui grup criminal afiliat organizației Machena. Un bărbat de 66 de ani a primit 22 de ani de pușcărie pentru mai multe infracțiuni grave, inclusiv violul unei minore care era mai mică de 14 ani. Traseele umede și neadaptarea vitezei la condițiile de drum duc la consecințe extrem de grave. Două accidente violente s-au produs în seara de 20 aprilie în centrul țării. Primul caz a avut loc în jurul orei 17:20 pe traseul Orhei-Chișinău, în apropiere de satul Peresecina. Acolo un șofer de 64 de ani nu s-a isprăvit cu ghidajul într-o curbă extrem de periculoasă și s-a răsturnat în șanțul de la marginea drumului. Din fericire, de această dată nu au fost înregistrate victime. O altă coliziune și mai gravă a avut loc cu jumătate de oră mai târziu pe traseul Chișinău-Cimișlia în regiunea satului Băciui. Aici două mașini s-au tamponat frontal, una din ele fiind proiectată în șanț. În rezultat, trei persoane, inclusiv un copil de 12 ani, a ajuns la spital. Potrivit datelor oferite de către ofițerul de presă de la Poliția Capitalei, Natalia Stati, mașina care a ajuns în șanț era condusă de un bărbat de 44 de ani, iar celălalt automobil de un tânăr în vârstă de 25 de ani. În urma coliziunii, ambii șoferi, dar și pasagera de 12 ani din automobilul șoferului de 44 de ani, au ajuns la spital. Oamenii legii cercetează ambele cazuri pentru a stabili cu exactitate cum s-a întâmplat totul. A rămas fără o mână și riscă dosar penal. Un bărbat a încercat să fure piese dintr-un transformator de electricitate, dar a fost electrocutat. Totul a avut loc în seara de 20 aprilie, în jurul orei 22 pe strada Dumitru Râșcanu din capitală. Potrivit datelor oferite de către ofițerul de presă de la Poliția Capitalei, Natalia Stati, oamenii legii au fost sesizați despre faptul că persoană necunoscută a dat buzna pe teritoriul stației electrice, încercând să sustragă mai multe piese dintr-un transformator. Bărbatul a fost însă electrocutat. Forțele de ordine au constatat că acesta are 37 de ani, iar în urma incidentului a fost dus în stare gravă la spital. Acesta a fost diagnosticat cu arsuri grave în regiunea pieptului, iar una dintre mâini a fost amputată. Bărbatul urmează a fi supus și altor intervenții chirurgicale. De menționat că în urma celor întâmplate, mai multe blocuri de locuințe din zona au rămas fără lumină pentru ore în șir. Pe caz a fost pornită o anchetă pentru stabilirea tuturor circumstanțelor. S-au întors anii 90 la Orhei. Oamenii legii au deconspirat activitatea unui grup criminal afiliat organizației Machena. Membrii grupului au fost urmăriți mai bine de jumătate de an. Aceștia activau în mai multe domenii ilegale paralel. În unele cazuri, ei propuneau ajutor unor persoane care au oferit împrumuturi de bani sau care aveau neînțelegeri cu alte persoane, asigurându-le că pentru un procent din sumele împrumutate sunt gata să ofere servicii asemănătoare cu cele ale colectorilor. Tot ei organizau și jocuri de noroc ilegale. La dispoziția presei au fost puse secvențe audio din discuțiile telefonice ale membrilor grupării. Da. Și băi, eu trei bani trebuie să-ți dau azi. Când trebuie să-mi dai bani pe joacă. Care joacă, băi? Ia stai, băi, eu minus 10, ia că eu vin am să joc a treilea partidă, minus 10 și te-au trăsnesc frazul și apoi mă joc mai departe. Băi, tu vrei să nu-ți dau acel 200 de euro? Astfel, după jumătate de an de urmărire, suspecții au fost prinși în flagrant în timp ce jucau poker. Ai,
Drept rezultat a fost ridicat echipamentul folosit la desfășurarea jocurilor de noroc ilegale și peste 200.000 de lei, jumătate din acești bani fiind puși în joc. Ca urmare a probelor acumulate, au fost recunoscute în calitate de bănuiți 8 persoane din municipiul Orhei, cu vârstele cuprinse între 20 și 65 de ani, fiind vorba inclusiv de oameni de afaceri. Mai mult, o parte din bănuiți au fost anterior condamnați pentru diferite categorii de infracțiuni. Unul dintre reținuți de 34 de ani a primit titlul de supraveghetor pe zona Orheiului din partea capului organizației criminale și avea rolul să împartă responsabilități celorlalți membri ai grupării. Aceștia răspundeau de organizarea adunărilor membrilor și crearea fondurilor pentru susținerea activității organizației, inclusiv prin facilitarea acestor jocuri de noroc ilegale. Cercetările pe caz continuă. Făceau bani din vinderea drogurilor. Trei bărbați din nordul țării, dar și doi chișinăuieni, sunt cercetați în două cazuri de trafic cu substanțe narcotice. În primul dosar, trei persoane de 33, 36 și respectiv 37 de ani sunt bănuite că vindeau marihuană pe teritoriul municipiului Bălți, dar și în raionul Râșcani. În rezultatul perchezițiilor efectuate pe 19 aprilie la domiciliile suspecților în raionul Râșcani, polițiștii au depistat și ridicat o cantitate impunătoare de marihuană uscată, care pe Piața Neagră ar costa peste 120.000 de lei. De asemenea, au fost ridicate și ustensile pentru consumul drogurilor, dar și telefoane folosite de suspecți la comiterea infracțiunilor. În prezent, unul din bănuiți este reținut pentru 72 de ore, ceilalți sunt cercetați în stare de libertate, iar în cel de-al doilea caz, bănuiți sunt doi chișinăuieni de 21 și 27 de ani. Reținerea lor a fost posibilă după ce o persoană a sunat la 112 și a declarat că a observat doi tineri ce plasează narcotice în ascunzișuri în sectorul Râșcani din capitale. În timpul documentării, suspecții au declarat că activează în calitate de curieri la un magazin de pe Telegram. Asupra lor, dar și în ascunzișuri, au fost depistate 80 de pastile ecstasy. Pe Piața Neagră, valoarea drogurilor se ridică la suma de circa 200.000 de lei. În ambele cazuri, bănuiții riscă detenție pe un termen de până la 15 ani. Un bărbat în vârstă de 66 de ani a primit 22 de ani de pușcărie cu executare, acuzat de viol, acțiuni violente cu caracter sexual, acțiuni perverse, încălcarea inviolabilității vieții personale și denunțare falsă. Sentința a fost emisă de magistrații de la Cahul după ce procurorii au demonstrat că în octombrie 2021 bărbatul ar fi întreținut un raport sexual forțat cu o minoră mai mică de 14 ani. Peste câteva luni a mai violat odată aceeași copilă, chiar în prezența surorii mai mici. Tot inculpatul, urmărind intenția colectării ilegale de informații despre viața personală a celor două fete, a găurit peretele odăii unde locuiau cele două și a efectuat 4 înregistrări audio. Ulterior, încercând să scape nepedepsit, el ar fi dat vina pe tatăl vitreg al minorelor, acuzându-l pe el de viol. Falsitatea declarațiilor au demonstrat-o însă testele genetice. Pe toată durata anchetei, învinuitul a pledat nevinovat. Sentința în privința lui nu este una definitivă. Aceasta poate fi contestată în termen de 15 zile la Curtea de Apel Cahul. Acuzați de braconaj. Doi bărbați au fost prinși de polițiștii de frontieră în timp ce pescuiau în râul Nistru cu ustensile confecționate manual. Cei doi se aflau în Parcul Național Nistrul de Jos, zonă aflată în responsabilitatea sectorului poliției de frontieră Olănești. Patrula mobilă a observat persoanele pe malul râului și s-au apropiat de ei pentru verificări. Însă bărbații nu au putut prezenta nici documente de identitate, nici avizul prealabil privind aflarea la frontieră. Și mai mult, pescuiau ilegal când pe teritoriul Republicii Moldova a fost dispusă perioada de prohibiție la pescuit. Despre acest caz au fost informați reprezentanții Inspectoratului pentru Protecția Mediului Ștefan Vodă, prezenți la fața locului pentru documentare. Aceștia au stabilit că indivizii au prins peste 250 de kilograme de pește de diverse specii, care au fost eliberați înapoi în râu. Iar bărbații, pe lângă amenzile pe care le riscă pentru pescuitul ilegal, au fost amendați cu câte 500 de lei fiecare pentru aflarea ilicită în zona de frontieră. Amintim că în Republica Moldova, în perioada 9 aprilie 30 iunie, este interzis pescuitul sportiv, amator sau de agrement al oricăror specii de pești, crustacee, moluște și alte viețuitoare acvatice vii.
Operațiune neobișnuită a pompierilor în nordul țării. Aceștia au avut misiunea de a salva un cal cu greutatea de peste 250 de kilograme care a căzut din imprudență într-o groapă cu adâncimea de 2,5 metri. Totul a avut loc în după-amiaza de 20 aprilie, în jurul orei 14:40 în satul Catranâc din raionul Fălești. La fața locului a intervenit un echipaj de salvatori cu tehnică specială care a reușit să scoată bietul animal din groapă viu și nevătămat. Acesta a fost predat stăpânului său, care va avea grijă în continuare de cal. În acest context, pompierii îndeamnă oamenii, în cazul în care sunt martori ai unor situații de risc, indiferent dacă este vorba despre oameni sau despre necuvântătoare, să nu ezite și să ceară ajutor la numărul scurt 112. Potrivit Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, de la începutul anului 2023, salvatorii și pompierii au salvat 89 de animale. Statistici sumbre înregistrate până în prezent pe traseele din țară. Aproape 500 de moldoveni au avut de suferit de la începutul anului în urma accidentelor produse pe drumurile naționale. Datele au fost prezentate de Biroul Național de Statistică. Potrivit sursei, din numărul total de 484 de persoane care au fost implicate în accidente, 78 sunt copii. În rezultat, 451 s-au ales cu traumatisme ușoare, medii sau grave, iar alte 33 de persoane au decedat. Totuși, potrivit șefului Inspectoratului General de Poliție, Viorel Cernăuțeanu, în acest an se înregistrează o scădere a numărului accidentelor rutiere comparativ cu anii precedenți. O creștere numerică a accidentelor rutiere, a persoanelor decedate, a persoanelor traumatizate în accidentele rutiere pe parcursul a 3 luni de zile anului 2023 este în scădere cu anul 2022. Deci noi am înregistrat o scădere, dar dacă luăm anul 2022, a avut cea mai mică sau cea mai scăzută rata de accidente, decese și traumați în ultimii 5 ani de zile. Întrebat de jurnaliști ce acțiuni urmează să întreprindă Inspectoratul General al Poliției pentru a preveni accidentele rutiere, Cernăuțeanu a declarat că oamenii legii conlucrează activ cu autoritățile locale. Mai multe evenimente din țară și de peste hotare, pe scurt. Un cetățean al Azerbaidjanului voia să scoată ilegal din Moldova un lot comercial de medicamente. Planurile i-au fost însă date peste cap de către ofițerii VAMAL de la Aeroportul Internațional Chișinău. Tânărul de 29 de ani era pasager al cursei Chișinău-Istanbul, iar în timpul verificării bagajelor acestuia au fost depistate peste 10.000 de pastile și 100 de fiole cu medicamente, ascunse printre haine și lucruri personale. Prin urmare, medicamentele au fost ridicate și sunt pasibile confiscării, iar investigațiile pe caz continuă. În urma unui control planificat desfășurat de către inspectorii de mediu au fost descoperite două cazuri de tăiere ilegală a arborilor în sectoarele 10 și 11 a ocolului Silvicotaci. Astfel, în sectorul 10 au fost tăiați doi arbori de arțar, iar prejudiciul cauzat mediului a fost estimat la suma de circa 100 de lei. În cazul sectorului 11 au fost tăiați 35 de arbori de specii diferite, iar prejudiciul cauzat mediului a fost de 900 de lei. Inspectorii de mediu au întocmit procese verbale și au identificat persoanele care au tăiat ilegal acei copaci. Amenzile aplicate au fost de câte 5.000 de lei pentru fiecare caz. Prejudiciul cauzat mediului a fost achitat de către contravenienți la ocolul Silvic Otaci, în ambele cazuri. Dacă ai fost martorul unei situații interesante ce poate deveni o știre, expediază imaginile la adresele indicate pe ecran. De asemenea, poți contacta echipa 902 la numărul de telefon 062 071 902. Știrea ta o va vedea o țară întreagă.